Da? Gata. Hai să începem, da? Deci suntem cu negru. Ce jucăm, Sofie, aici? Numai ce ne-a luat, acest cal ne-a luat o tură, da? Da? Ce jucăm? Zi. Văleu. Văleleu de proteveu. Batem? Așa, nu? Vezi că știm ce bun suntem. Și pe urmă? Ce mai jucăm, Sofie? Ia să vedem, să-i dăm un șac de nebun? Nu prea mere. Trebuie să-i jucăm nebun de șase. Greșiră. Deci prima cu bună. A avut nebunul în priză. De ce nu spusă Sofie? Sofie, de ce nu spusă și că avea nebunul în priză? Nu știu, acum te gândești. Ia să vedem, Sofie. Câte bătăi avem aici, Sofie? Două, și el câte apărare are? Doar una, îi batem, da? Hai să-i batem, șa! Și acum? Șa! Da? Din nou șa! Mai departe, scrie în carte. Ne-a atacat dama cu pionul, da? Ne-a atacat dama cu pionul? Și ce face? Fugim cu dama, nu? Nu, Sofie, nu fugim cu dama. Câte bătăi avem pe calul ăsta? Dacă luăm cu șac, ia uite. Puf! Și acum fugim cu dama. Și acum luăm. Vai, ce bun. Și-a rămas cu o piesă în plus, da, Sofie? Suntem nemaipomeniți. Cu ce culoare suntem? Cred că suntem cu negru. Și dacă suntem cu negru, îi luăm turnul, nu? Nu, suntem cu albul. Nu, Sofie, suntem cu albul noi. Și trebuie să-l oprim pe ăsta să nu... Vai, stai că e mult mai complexă. Noi aici trebuie să scoate remiză, Sofie, și dăm șahul ăsta și face remiză că facem pat. Da, ce simpatic a fost asta. Și tu erai
ca și mine nelămurită, nu? Acum suntem cu negru, da? Și vrea să-l scoată pe puful ăsta. Să-i dăm șah, zici tu? Unde, aici sau aici? Șac la F2. Uite, să facem cum vrei tu. Try again. Mă, crezi că asta e grea? Hai să-i dăm un șah așa. Aoleu, try again din nou. Hai să-i dăm așa. Da, hai să vedem, hai să vedem. H3, pe nu mi-l ia pe ăsta. Da. Asta e. Bună ziua, Răducu, bună ziua. Ce faci, Radule? Ia să vedem cât mai avem decalajul. 3 secunde. Ia să vedem, Răducu, dacă ne auzi. Ia să vedem, Răducu, dacă ne auzi, Uite, vezi? Hai să facem următoarea, da? Știu că mă auzi, știu. Știu, mă auzi. Suntem cu... Albul. Dar ce, Doamne iartă-mă, suntem doar doi copilași la lecție. Ce mutăm cu albul aici? Cine îmi spune? De ce nu pot să iau dama asta? De ce nu pot să iau dama asta cu pionul? Cine îmi spune? Corect. Și atunci ce facem, Radule? Îi bate în legătura și părmă-i luăm dama. Nu e nimic. De 10 km a fost foarte bine, junior. Las. Bine că ai făcut-o. Da. Deci, ați văzut, oricum, mai stăm un pic, da? Nu e mare lucru. Următoarea... Văleu! Ia să vă văd aici. Cum câștigați cu albul? Să dau sonorul meu mai tare? Păi la maxim. E la maxim, Radule. Bună ziua, Andrei!
S-aude? S-aude? S-aude. 3 secunde. Nu, Radule, nu, nu da, matrei. Nu e bine, dama a trei, că scoate damă cu șah. Ia uite-te, Radule, la damă de patru. Când joci damă de patru, ce poate să joace negru? Nu da, mă, ce unul, că mi-o ia cu pionul. Dar damă de patru, da? Și acum mat. Ai înțeles? Bun, următorul. Suntem cu... Nu e nimic, ba da. Văd și eu, Ștefan Junior, unde e emisătorul, unde e decalajul. Bună ziua, Teo! Bună ziua, bună ziua! Bun! Haideți să începem lecția. De acord toată lumea să începem lecția? Ok. Ia să ne uităm întâi la această poziție. Deci vorbim despre vizualizarea tablei. Da? În momentul când, ca să spun așa, adversarul îți face o mutare, tu trebuie tot timpul să te gândești care e cea mai bună mutare pentru tine și să încerci să-ți vizualizezi cât mai mult tabla în cap. Da? Și dacă vă uitați la mouse-ul meu aici, partida este între Magnus Carlsen și Mamedyarov, da? Și Mamedyarov aici joacă pion E5. Da? Bună ziua, Luca, bună ziua! Ceea ce este o greșeală. Deci acest pion aici este o greșeală. Întrebare pentru voi. De ce este o greșeală? Adică vreau să vă gândiți. Posibil juniorul. Posibil, nu te contrazic. Da. Așa e decalaj mare la mine. Ce ați mutat cu albul aici? Teo zice pion de 5. Luca zice nebun pe 7. Alt cineva.
Magnus Carlsen aici bat. Corect, Luca, dar trebuie să vă... Ia, uitați-vă cum a decurs partida asta. Deci când bați acolo, nu D5, Andrei. Ce faci cu D5? D5 cal de 4. Cal de 4, Andrei. Nu, Magnus bate, pur și simplu. Pentru că dintr-o dată ți se deschide coloana. Și după calea pe E5, ce jucați cu alu? Calea pe E5, foarte bine. Turnea pe E5. Deci, Radule, tu zici așa, turn B5. Mersi, Radule, ești un dulce, ce băiat bun ești tu. Cum să joci, răducule, prostie asta? Nu-i nimic, las că mie îmi place, mie e simpatic. Deci e clar acum, dacă eu cu albul turn de 7, el va juca G5, da? Și nu câștig nimic, da? Nu, că nu e bună nici asta turn de 7, Luca, nu e bună nici asta. Deci după asta, uitați ce joacă albul aici. F4. Deci, nu numai că mi-apăr nebunul, dar ți-atac și turnul. Și în momentul ăsta tu ai două piese în priză. Turn și nebun. Ați înțeles? Și aici Mamediarov își dă seama că a greșit și bate. Da? După ce Carlsen bate, fuge cu nebun. Însă cine are avantaj aici? Albul. Juniorul, tu zici că nu mă auzi. Mă doare gâtul. Dar vreau să... Bine, bine, juniorul, tu zici că nu-i de la net. Eu știu... Ia uite ce decalaj imens. Luate arboala. Albul... Juniorul, tu zici că nu mă auzi. Mă doare Da. Vreau să vă întreb pe voi ceva. Văd juniorul, că tu zici că e mult mai mic la tine, dar la mine e mai mare. Întrebare pentru voi.
La acest F4, de ce negru nu a jucat în A5? De ce negru nu a jucat aici turna 5 și a bătut cu turnul nebunul? Cine îmi poate spune? Păi, tot pe ideea, bat și eu. De ce a încercat negru această variantă? Nu pierdea nimic. Corect, junior. Foarte bine. Deci la turna 5, albul are mutarea asta, nebun B7 și stai chiar mai rău ca înainte, da? De aceea tu ești silit la turnea pe G5. Foarte bine. Și acum. Vreau de la voi următorul lucru. Eu fac mutările la negru și voi le faceți la alb, după cum vă jurăți, da? Fiți atenți aici. Aceeași poziție este. Vreau să văd dacă țineți minte ceva. Deci fiți atenți, eu bat. Eu împing. Voi ce jucați? Bună, Andreea, bună! Deci bateți, da? Foarte bine! Foarte bine! Bună, Andreea! Cam târziu, Andreea! Eu bat, mai departe! Bravo, Radule! Eu bat! Bravo, Radule! Bine, Andreea, mă bucur că ai fost la Craiova și ai venit. Nu e nimic, lasă, nu. Ai întârziat 20 de minute, nu e mare lucru. Da. Corect. Deci, ați văzut. Ce pot să vă zic decât... Bun. Hai să trecem la următorul. Următorul este dintr-o partidă, uitați-vă la mouse-ul meu, Magnus Carlsen Exam Gaem Magami Baku, din Baku, da? Deci joacă cu un arab, Exam Gaemi Magami. Da? Bun. Și dacă vă uitați aici pe poziție, dacă ne uităm împreună pe poziție, Magnus Carlsen are 2 cai, cum îi vedeți, da? Contra nebun și pion. Contra nebun și pion, da? Negru are 1, 2, 3, 4, 5, 6 pioni. Albul are și el
dacă îi număr așa, bob cu bob, are 5 pion, dar pionii ăștia sunt tripli, ia uitați-vă la ei. Sunt ăștia sunt tripli, iar ăștia sunt isolani. Deci, pionii albului sunt varză. De aceea negru poate spera să mai lupte, da? Că practic poți să spui că albul nu are decât 3 pioni. Adică ăștia 3, 1, 2, 3. Și negru are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Teo, nu ți-am cerut niciun răspuns, Teo. Cristi nu este. Ba este, Cristi, cum să nu fie? De ce să nu fie? Cred. Întreabă și tu. Deci, Teo nu... Deci Teo a propus turnea pe F7. E bună? Sofie, nu merge așa. Trebuie să calculez un pic. Andreea, lasă-l pe Cristi. Deci este foarte bună, într-adevăr, da. Deci, turnea pe F7. E logic că trebuie să iei acel turn, da? Toată lumea vede că trebuie să-l iei. N-are niciun rost să joci aici, da? Cam cal de 6 șah. Corect. Deci, rege pe 6, cal de 6 șah, da? Rege E7, ce batem? Ce batem, nebunul sau turnul? Corect, cal C8 șah, foarte bine. Că e cu șah. Da? Rege de 7, cala 7, da? Vrea să-ți ia și nebunul. Și nebune 4, nebuna 4. Mai are aici albul vreo problemă? Juniorul zice nu. Păi fii atent, juniorul, hai să zicem că eu mut rege H2. Da? Păi uite ce se întâmplă, na? Deci vezi vizualizarea asta, Ștefan, tu tot timpul trebuie să vezi când începe acea combinație, trebuie să vezi că ajungi în poziția asta și ai probleme cu acest cal. Deci acest cal trebuie să-l scapi.
Cum scap calul ăla? Hai că pot să scap calul, dar vreau să văd dacă vezi. Scapăm calul. Cine vede cum scapă calul albul de aici? Păi calce 6 ți iau, calce 6 ți iau tu. Ne. Păi și ce ai făcut? Ai dat 2 cai pe un nebun? Andreea, nu te lua după Radu, că Radu zice prostioare. Păi mă, copii, cine mi-l ține pe mine pe ăsta închis aici? Acest nebunici, da? Cum atacați nebunul ăsta? Andrei, cum ataci nebunul ăla să scap calul, să rămâi cu o piesă în plus? Cine-mi spune, cine-mi spune? Ia uitați-vă, copilași, cal de trei. Păi ce amenință? Deci tot timpul contra. Atacul este cea mai bună apărare împotriva unei amenințări. Nu, e cal de 3, cal C5, Luca. Luca, eu vreau să-ți dau furculița aici de cal. C4 merge și aia, dar eu vreau cal C5, înțelegi? Pentru că tu nu poți turna 8 să joci turn C4, că îți bate turnul. Deci când joci, când joacă turna 8, eu îți dau șah. Și nu am pierdut nimic. Am rămas cu un cal în plus, da? Mai are altă continuare aici? Ia să vedem. Poți să spui pe bine, dar hai să joc rege de 6, nu? De ce nu joacă aici, să zicem, negru rege de 6? Ce a jucat la rege de 6? Cine îmi spune? Turn C4, turn C8, dar acum, deci pentru voi este interesant să mutați cu turnul. Dar, încă o dată întrebare pentru voi, ce piesa mea are probleme în amplasare pe un loc corect? Calul din A7, nu turn C6, Radule, ce ai? Nu, juniorul, turn C4, deci turn C4, dacă joci turn C4, s-ar putea să joc nebun de 7. Înțelegi? Corect, Teo, corect. Deci eu am probleme cu
din A7, deci îi joc calci 8 șah. Înțelegeți? Deci, pentru mine, pentru negru, coloana asta este interzisă și când îi joc calci 8 șah, pe urmă vin cu el la B6, da? Deci aici, practic, te-am prins. De fapt, dacă stai să te uiți, aici ai pierdut o figură. Observați? Sau cel puțin calitatea. Pentru că nu mai e decât rege aici sau rege aici, sau să bați. Dar dacă vii aici, buf, buf, bye, bye. Da? Bun. Bun. Haideți acum să facem altceva. Mă bucur foarte mult. Asta a fost așa de încălzire, da? Acum vin cele grele. Vai, 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 fata din tramvai. Puf, puf, puf. Ia să vedem noi aici. Și ia uitați-vă aici. Ultima mutare a albului a fost calul din E2 la F4. Ce face acest cal? Îmi atacă dama. Da? Armatele sunt egale. Da? După cum vedeți, albul are două turnuri, negru are două turnuri. Albul are o damă, negru are o damă. Albul are trei figurușoare, negru are trei figurușoare. Într-adevăr, la pioni, albul are doi pioni ăștia de aici sunt în plus. Deci are 1, 2, 3, 4, 5, dar și negru are 1, 2, 3, iar faptul că ăștia doi sunt împachetați, adică încălecați, practic fac cât unul. Deci putem spune că albul are, să zicem, un pion în plus. Întrebare pentru voi. Da? Vreau să știu la voi dacă merge turnea pe D2 șah, damă D2, damă E4, damă E4 șah, rege oriunde și damă C4. Deci negru e la mutare. Fără să mutăm piesă. Juniorul deja zise da. Luca a zis să da. Vedeți, asta vă spun eu despre calcul. Voi tot timpul trebuie să încercați să vedeți poziția. Teo zice nu. Lasă-l, juniorule, că am văzut și eu decalajul ăla. Sophie zice nu. Dar de ce? Mai există ceva acolo? Deci hai să ne imaginăm. Deci încă o dată. Turnea pe D2 șah. Trebuie să bați cu dama, da? Acum pionul ăsta nu mai e apărat. Dama ia pe E4 șah, da? Trebuie să muți, da? Și dama ia pe C4. Deci, practic, eu cu negru dau un turn, dar iau două figuri ușoare și un pion. Iau și calul și nebunul și pionul. Deci dacă albul nu are ceva aici,
fac acest schimb, că practic nu e schimb, e câștig de material. Dar nu cumva albul are ceva acolo? Ia uitați, încercați să vedeți poziția în căpușorul vostru. Hai să nu mai lungim ca să vă ajut. Deci turnea pe D2, șah, da? E clar că trebuie să-l bate. E toată lumea de acord? Da? Da. A dispărut apărarea. Dama ia pe E4, șah. Da? Da. Trebuie să fug din rege, nu? Și nu prea am decât pe aici. Că aici nu pot, că e nebunul ăla altul, da? Ia uitați. Rege H2. Și dama C4. Are albul ceva aici? Zi, Andrei. Juniorul are. Bravo, Teo. Zi, Andrei. Cine vede, ziceți. Are. Cum nu, Andrei? Ce muta albul aici? Deci damă de 7, zice Teo. Păi damă de 7 îți iau dama, Teo. Nu, Luc. Nu. Ia uitați-vă, șah. Forțat bat, da? Așa. Forțat vin sus, da? Nu e nimic, Andrei, foarte bine. Și aici, practic, albul are două damă și două turnuri și negru are damă și trei figuri ușoare, nu? Și albul e la mutare. Ce n-a văzut negru? Albul văzuse totul până aici. Și a văzut și continuarea. Negru nu văzuse asta. Deci negru, când a calculat din poziția inițială, a văzut poziția până aici. Deci el vedea poziția asta și zicea așa. Sunt în avantaj. Am 3 cu 3, 9 puncte, 10, 11, 12. Și da, am atac. Vin acum cale 5, cal pe 3, te fac praf. Uitați-vă la regele ăsta, da? Deci negru considera poziția asta nemaipomenită pentru el. Ce joacă albul aici și negru cedează? Bravo, Junior! Bravo, Andrei! Mat! Deci dacă bați cu dama, ești mat așa. Corect. Mate. Iar dacă bați cu pionul, ești mat cum? Scuze. Mate. Da? Și acum vă întreb eu pe voi. Nu ai găsit hașul, Andreea, da. Din poziția asta sunteți cu negru.
Este aceeași poziție, doar că din punctul de vedere al negrului pusă, da? Vă dați seama de importanța calculării variantelor și cât mai departe posibil? Pentru că dacă aici te oprești la un moment dat și zici, mamă, dau un turn și iau un cal, un nebun și un pion, da? Te pomenești că ajungi în poziție pierdută. Deci aici, dacă te oprești la calcul, la turn de 2, damă de 2, damă e 4, rege, h2, damă c4, n-ai făcut nimic. Vei pierde tot timpul partide, da? Bun. Acum următoarea. Stați un pic. Ia uite, se pusă ploaie afară. Văleu! Da chiar! Ia uitați-vă puțin la poziția asta. Deci ne uităm un pic la poziția asta și vreau să vă spun un secret. Asta e poziția cu care îmi place mie să chinui elevii mei mai răutăcioși. Adică pe elevii care sunt mai neastâmpărați și mai neascultători le pun poziția asta. Negru la mutare. Hai să întoarcem tabla. Și cum considerați voi poziția asta? Deci din punctul de vedere care este de cacao pentru negru, zice juniorul. Deci negru stă nașpa, nu? Zice juniorul. Deci negru stă nașpa. Deci juniorul deja s-a uitat 2 secunde pe poziție. De fapt, ce 2 minute cum? 2 secunde și și-a dat seama că albul-i câștigat, da? Deci revii și albul-i de cacao. Bravo! Deci negru la mutare. Ce mutare face negru aici? Deci regii nu prea sunt siguri așa, nici cel alb, nici cel negru. Dar dacă te uiți la material, veți vedea că albul are o tură pe un cal. Da? Deci albul are avantajul calității, da? Toată lumea vede asta, da? Deci amândoi au câte 7 pioni. Dar albul are un turn pe un cal. Iar Teo zice nebun G4. Luca zice pion G6. Hai să le luăm pe rând. Deci Luca, tu zici pion G6, bine, dar te iau cu șah. Și ce ai făcut? Amândoi vedeți aceeași idee, să puneți mânuța pe dama asta, nu? Iar Teo de asta zice, nebun G4. Unde pot să mut dama aia? N-am decât un loc, nu? Doar la H4. Dar n-am decât un loc, dar e bun totuși. Și acum ce mai jucați? Că dacă jucați cal G6, joc damă G3. Păi da, dar joc damă G3, Luca. Ți-a scăpat păsărelul. Deci să prinzi dama, cel puțin în cazul ăsta, nu prea poți. Altă mutare pentru negru, mai vedeți?
Pentru că fiți atenți aici. Dacă cumva îl lăsați pe alb să respire, de exemplu, albul la prima, să zicem că eu fac o mutare de genul ăsta, care e stupidă, pentru că n-am niciun plan. Pur și simplu, albul îmi joacă nebun H3. Și pe urmă turn de AD1 și încet, încet te bat. Pentru că îmi dau drumul la damă, da? Toată lumea vede. Deci tu cu negru aici trebuie să fii foarte, foarte activ. Și să să profiți de poziția pieselor. Calul ăsta, deci, într-adevăr, el săracul teoretic ar fi mai slab decât tura asta, da. Cel puțin momentan. Calul meu de la E5 e mult mai tare decât tura lui de la A1, care doarme. Deci ce joci cu negru aici? Dar acum hai să vă zic altceva. Dacă eu, de exemplu, nu, dacă eu vă zic aici că asta e o poziție în care negru câștigă forțat, ce ați zice? Deci, practic, aici negru mută și câștigă. Ia fiți atenți aici. Puțin atenți. Deci. Da, fiți atenți aici. La un moment dat, Luca a propus să pion G6. Vă aduceți aminte? Dar după damă H6 șah, rege G8, într-adevăr, mi-ai scos dama, dar cine, cum poți să o ataci pe asta aici? N-ai cum să o ataci, nu? Deci n-are niciun rost pion G6. Dar fiți atenți aici. Dar dacă aș avea turn aici? Turn H8. Uitați ce frumos e șahul. Ați face voi o astfel de mutare dacă n-ați vedea varianta, ideea din spate? Păi cum să plec eu cu turnul de pe coloană deschisă? Nu? Și să mă duc cu el la loc. Doamne, iartă-mă! De ce? Pentru că, indiferent ce muți, să zicem că joci turn de 1, indiferent ce muți, orice muți cu alb aici, da? Acum joc pion G6, tu îmi dai șah, eu mă rege G8, bye bye, damă. Ce ziceți? Un, ca să spun așa, un exemplu nemaipomenit care ne arată nouă cât de mult, ca să spun așa, cât de mult contează într-o partidă de șah și în caracterul jucătorului de șah, creativitatea. Și faptul acela, deci creativitatea, ca să spun așa, se manifestă în momentul când nu ești legat de ceea ce știi. Eu v-am spus, sunt o groază de principii, sunt o groază de sfaturi care sunt bune, să nu înțelegeți că nu sunt bune. Sunt foarte bune. Ele ne ajută, dar câteodată ele ne împiedică. Deci trebuie să fii și creativ, trebuie să gândești out of box, cum s-ar zice, adică în afara normalului. Trebuie să te gândești, dama asta stă prost aici, cum naiba pun laba pe ea? Nu pot să pun direct, nu pot să pun cu nebun G4 care dama H4, dama G3, dar totuși ea stă încotoșmănit aici. Și atunci fac mutarea turn H8 urmat de G6. Vedeți? Deci dacă ești, ca să spun așa, dacă știi doar să te folosești când trebuie de principii și de sfaturi și de pozițiile tipice care
tot eu vă bat la cap să cunoașteți cât mai multe poziții tipice, da? Dacă știi să te folosești când trebuie, superb. Dar când trebuie să gândești creativ, trebuie neapărat să vezi momentul, ca să spun așa, da? Deci aici, după turn H8, practic albul poate ceda. Spuneți-mi și mie, ce joci cu albul aici? Dați-mi o mutare la alb. Dacă voi considerați că albul are vreo mutare aici. Pentru că GH6, să nu credeți, tot asta joc. Dama ta nu scapă. Observați, da? Deci tot G6 joc. Dama ta e în aer. Deci ce joci cu albul aici să scap dama? Pentru că eu amenez G6. Bye bye. A înțeles toată lumea? Ok. Mamă, ce decalaj. 30 de secunde. Luam arboala. Asta este decalajul. E ca, asta e cam lungă. Bun. Hai să mai facem o singură. Da, la tine atâta e. Haide să mai facem o singură poziție înainte de a termina. Lasă-te-o, că așa e bine, nu? Deci, suntem cu albul. Da? Și suntem la mutare. Pentru a face următoarea albului aici, trebuie să analizăm din nou puțin poziția, da? Partida. Poziția, nu partida, scuzați-mă. Deci albul este la mutare aici, este o partidă între doi mari maestri ruși. Armatele sunt egale și te întreb ce poți să muți cu albul aici. Andrei zice turnea pe 4. Deci tu, Andrei, zici turnea pe 4. Da? Și la turnea pe 4? Și la turn C5? Mi-ai dat o calitate. Fără nimic. G4, când, Andrei? Deci dăm înapoi. Când vrei tu să joci G4? Acum? Deci tu vrei să joci G4 acum, da? Ia! Uitați-l pe domnișorul Cristi! Nu e nimic! Lasă, Cristi, că... Deci, încă o dată, tu joci turne 4, turne 4, G4, da? Da? Ți s-a stricat. Deci, tu așa zici, da? Bine, turn pe 4. Nu e nimic, Sofie, nu e nimic. Vedeți că poziția e mult mai complexă decât pare. Deci tu vrei să-mi ataci apărătorul ca pe urmă să-mi bați în C5.
Păi aia se vede de la o poștă, Andrei. Și acum stai mult mai prost, îți spun eu. Da? Ca să, fiți atenți aici, ca să analizezi, ca să faci mutarea cum trebuie, trebuie o analiză. Deci aici îți trebuie o analiză pur și simplu. Observați că negru are mai multe bombe aici. Nu poți să joci asta, că dă șah. Opa! Nu poți să joci... Ce să joci aici? Să joci asta, nu? Păi dacă joci asta, să zicem, calul ăsta care nu făcea nimic, te invadează imediat. Și negru are cel puțin remiză aici. Da? Să zicem că joci așa, dar tu are... Deci oricând negru are remiză aici. Da? Deci dintr-o dată poziția asta este mult mai complexă. Că de asta vă zic că vouă, tot timpul când cal de 6, zici tu, cal de 6, păi la cal de 6 îți bat cu calul. Luca. Și ce ai făcut? Deci nu e bine, da? Ia uitați, trebuie neapărat să profităm de faptul că acest turn stă prost. Și acest cal totuși este cât de cât legat. Luca propune nebun B1. Nebun B1 s-ar putea să-ți bat.